Chiar și cu instruirea și domesticirea se știe că animalele de companie se întorc uneori împotriva proprietarilor. Din păcate, acest lucru e cu atât mai frecvent la animalele exotice, care sunt greu sau imposibil de dresat, cum ar fi lei, urși și șerpi. Aceste povești sunt tragice, având în vedere că mulți dintre stăpâni au ajuns să fie răniți sau chiar omorâți. Animalele de companie care și-au atacat proprietarii includ un cimpanzeu celebru, diverse reptile, un hipopotam, urși și chiar băienjeni. Unele dintre aceste cazuri sunt rezultatul unor idei proaste evidente, dar mulți erau doar proprietari de animale care se îndrăgostiseră de o creatură exotică, dar au ajuns să plătească prețul final. Așadar, iată o listă cu animale terifiante pe care oamenii regretă că le-au avut. Travis, cimpanzeul. Acest animal a devenit celebru după ce a apărut la televizor cu proprietarul său, Sandra Harold. În 2009, Harold a sunat-o pe prietena ei, Carla Nash, pentru a o ajuta să-l pună pe cimpanzeul de 200 de kilograme în cușcă, dar când Travis a văzut-o pe Nash, el a atacat-o. Harold a încercat să-l oprească pe Travis cu un cuțit, ceea ce l-a supărat și mai tare. Proprietarul a sunat la 911 și a sosit poliția, ceea ce l-a făcut pe Travis să smulgă ușa uneia dintre mașinile poliției. Un ofițer l-a împușcat pe Travis, punând capăt furiei cimpanzeului. Nash a primit în cele din urmă o parte din averea lui Harold și a suferit o intervenție chirurgicală reconstructivă extinsă. Un hipopotam. În 2011 au apărut foarte multe știri când un bărbat sud-african pe numele Marius Els a fost ucis de hipopotamul său pe care l-a numit Humphrey. Moartea a fost remarcabilă deoarece Els și Humphrey apăruseră împreună în mass media în videoclipuri care demonstrau legătura lor aparent prietenoasă. Un videoclip numit My Pet Hippo, I Love Humphrey, a fost încărcat pe YouTube la începutul anului în care Els a fost ucis. Bărbatul îl salvase pe Humphrey dintr-o inundație. Aproximativ 6 ani mai târziu, Humphrey l-a ucis pe Els mușcându-l în repetate rânduri. Anterior, animalul a omorât mai multe vaci care fuseseră deținute de un partener de afacere al lui Els. Prietenii bărbatului știau că este doar o chestiune de timp înainte ca cel mai mortal animal din Africa să omoare o persoană. Hipopotamii ucid în fiecare an mai mulți oameni decât specii precum elefanții, leii, leoparzii și rinocerii. Marius Els a fost cunoscut pentru că a efectuat cascadorii periculoase cu Humphrey, în special pentru fotografii în timp ce călărea pe spatele animalului. La un moment dat, înainte de moartea lui, Humphrey atacase 2 canotori care treceau prea aproape de el pe râu, forțându-i să urce într-un copac pentru siguranță și să rămână acolo ore întregi. O cămilă. Pam Weaver a primit o cămilă de companie de la soțul ei, la 60 de ani, familia a vrut să-i dea o lamă sau o alpacă, dar acestea erau prea scumpe. Animalul în vârstă de 10 luni, care cântărea în jur de 150 de kilograme, a avut un istoric de comportament neregulat înainte de a fi deținut de familia Weaver. Astfel, într-o zi, Camila a atacat-o pe Pam și a început să o bată la propriu. Animalul s-a întins deasupra ei pe piept, până când femeia neajutorată a rămas fără oxigen și a murit din cauza presiunii insuportabile. Pitbullul Scarface. O femeie din statul american Florida și familia ei au fost atacate de pitbullul său după ce a încercat să-l facă pe câine să poarte un pulover. Pitbullul numit Scarface a urmărit-o pe Brenda Guerrero, în vârstă de 52 de ani, în casa ei din Tampa, în ziua de Revelion în 2017, când soțul ei, Ismael, a intervenit pentru a o ajuta, câinele s-a întors spre ei. Fiul de 22 de ani al cuplului a încercat să intervină, dar nu a reușit să oprească câinele. Cei trei au reușit în cele din urmă să scape, lăsând câinele afară. Ofițerii de control al animalelor au fost chemați acasă și au trebuit să supună câinele cu un taser. Oficialii au spus că Scarface e destul de agresiv. Această declarație sună ca o subevaluare. Un urs. În 2009, un urs negru de companie pe nume Teddy l-a ucis pe unul dintre proprietarii săi. În ciuda numelui sonor al animalului, aceasta nu a fost o crimă deosebit de blândă. Kelly Ann și Michael Waltz locuiau în Pennsylvania, iar Michael deținuse anterior o licență ca dealer de animale de companie exotice. Licența expirase în momentul în care ursul său i-a ucis soția. Mai devreme, el ținuse diverse animale în cuști pe proprietatea lor. Acestea includeau un leu, un tigru, un jaguar, un leopard, niște pisici de savană relativ mici numite servali și ursul, dar chiar dacă Michael primise permisul pentru animale, Kelly Ann era cea care curăța cușca ursului negru într-o duminică seară când s-a produs accidentul. Pentru a ține ursul ocupat, a aruncat o lopată de mâncare pentru câini pe o parte a cuștii, în timp ce ea curăța cealaltă parte. Ursul a atacat-o în timp ce curăța. Kelly Ann crescuse ursul de 9 ani, de când era un pui. Puii de urs sunt relativ ușor de manevrat, dar potrivit experților, orice relație care se poate forma cu un pui e distrusă când ursul atinge vârsta de 4 ani și dezvăluie izbucniri violente de comportament. Urșii nu au fost niciodată domesticiți, cu succes în ciuda încercărilor. Sunt considerați animale sălbatice, imprevizibile chiar dacă au trăit printre oameni pentru perioade lungi de timp. O văduvă neagră. Locuitor în Dortmund, Germania,
Mark a trăit o viață solitară într-un apartament mic, având compania doar a numeroaselor insecte și șerpi pe care i-a adunat ca animale de companie. Unul dintre aceste animale, un păianjen, văduva neagră, a provocat moartea sa după ce l-a mușcat. În cele 2 săptămâni care au durat până când a fost găsit, animalele sale s-au bucurat de el. Sute de păianjeni, șopârle și șerpi împreună cu nenumărate termite îl consumaseră la propriu, iar pânze de păianjeni erau împânzite în tot apartamentul său. Un crocodil. În ianuarie 2019, o femeie indoneziană a căzut într-o incintă în aer liber care conținea un crocodil păstrat ilegal pe nume Mary. Femeia se numea Daisy Tuo și era șefa unui laborator de ferme de perle care producea produse de înfrumusețare. Nu se știa ce face un crocodil pe proprietatea laboratorului, deoarece aceste creaturi nu sunt cunoscute pentru frumusețea lor. Se pare că a fost hrănit ca un animal de companie. Se crede că Tuo a căzut în incintă din greșeală sau că animalul a reușit să sară suficient de departe pe peretele de beton de 2,4 metri al incintei pentru a o smulge. Crocodilii fac salturi puternice folosindu-și cozile pentru a-i propulsa aproape în totalitate din apa în care înnoată. Până la găsirea corpului lui Tuo, Mary îi mâncase una dintre mâini și cea mai mare parte a abdomenului. Pentru a scoate reptila periculoasă și ilegală din proprietate, polițiștii, armata și oficialii de conservare au intrat toți. Au fost necesari zeci de oameni pentru a organiza și finaliza operațiunea de 3 ore pentru evacuarea crocodilului Mary. A fost apoi legată de un camion plat și condusă la un centru de salvare a faunei sălbatice. Un șarpe, Black Mamba. În Putnam, New York, un cuplu ținea în casă aproximativ 75 de șerpi, inclusiv o mamba neagră. Aceasta e considerat al doilea cel mai mortal șarpe din lume pe baza puterii sale de neurotoxina veninului. Șerpii nu se plimbau liber printre dulapuri și mobilier, desigur, erau ținuți în diverse acvarii de sticlă, dar din păcate, încuieturile din acvariul mambei negre au fost deschise misterios într-o zi. În 2011, Aleta Stacy, proprietara, a fost mușcată de acesta de braț. Șarpele e cunoscut pentru veninul său, deoarece 100% din victimele mușcăturii vor muri în 20 de minute dacă nu sunt tratate. S-a discutat că moartea ar fi putut fi intenționată, dar nu s-a găsit dovada. Iubitul ei a descoperit corpul și apoi a descoperit că acvariul șarpelui era deblocat. Posesia unora dintre șerpi era ilegală, mai ales că peste jumătate din ei aveau venin despre care se știa că e dăunător oamenilor. În cele din urmă, grămada de șerpi, inclusiv mamba neagră, a fost predată la grădina zoo din Bronx. Un leu. Rezidentul din statul american Illinois, Al Abel, a ținut mai multe animale exotice într-o mică grădină zoologică pe care a numit-o Cougar Bluff Enterprise, inclusiv un leu african de aproape 400 kg numit Simba. Abel a fost de obicei atent în manipularea animalelor sale de companie exotice, dar într-o după-amiază a comis o greșeală fatală. A uitat să încuie ușa cuștii în care era pus leul. Detaliile legate de moartea lui Abel sunt incerte, dar soția lui s-a întors la proprietate pentru a-l găsi dispărut, leul călătorind liber, iar celelalte animale de la fermă fiind agitate. Ce a urmat a fost o confruntare tensionată între poliția locală și leu, care s-a încheiat cu Simba împușcat de oficialii poliției. Corpul lui Abel a fost găsit în apropierea cuștii pentru animale după ce a sângerat de la o mușcătură masivă la picior. Un elefant. Un bărbat pe nume Ram Verma era un politician afiliat unui partid politic din India numit partidul Bahujan Samaj. Simbolul oficial al partidului era elefantul. Verma a păstrat un elefant ca un animal de companie pe care îl folosea în timpul campaniilor politice. În 2003, elefantul a început să se comporte sălbatic, așa că Verma l-a adus la marginea satului și a încercat să-l calmeze. La început părea să funcționeze, dar apoi elefantul s-a înfuriat din nou. Marturii oculare au raportat că arma bărbatului a ajuns în urechea elefantului, apoi Verma și-a pierdut echilibrul și a căzut la pământ. Din păcate pentru animal, sătenii erau pregătiți să-l omoare. Au deschis focul pe elefant cu armele lor și l-au împușcat de peste 200 de ori în total. Masacrul mascotei lor a afectat șansele partidului politic, nu atât de mult. La următoarele alegeri la nivel național, desfășurate în India după moartea elefantului și a proprietarului acestuia, partidul a câștigat alegerile cu o majoritate covârșitoare. În general, așadar, deținerea de animale exotice nu e o idee foarte bună. Multe astfel de animale nu pot fi domesticite și astfel ajung să își atace stăpânii mai devreme sau mai târziu. Probabil e o idee mai bună să deții un câine sau o pisică și să fii sigur că nu vei fi atacat de propriul animal fioros. Acesta a fost episodul nostru. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să vă abonați la Ce s-ar întâmpla dacă pentru mai multe videoclipuri interesante. O zi superbă vă doresc!